Eu, anul ăsta, am plecat din țară de 24 de ori. Și de 24 de ori m-am întors. Mulți dintre voi au rude și prieteni care pleacă, dar nu se mai întorc. Eu, anul viitor, mă gândesc să plec iară. Dar eu știu că o să mă întorc. De ce? Pentru că eu văd partea bună a lucrurilor și eu cred că tot timpul e important să rămânem optimiști și să vedem și lucrurile pozitive, nu numai lucrurile rele care se întâmplă. De ce plec eu în psihotare? De la început, am început să merg des în Belgia, să o vizitesc pe mama mea, care trăiește în Belgia. Ea a fost învățătoare și a lucrat în sistemul educațional de Moldova jumătate de viață. După asta am văzut că e greu, că ideile ei nu sunt susținute și au plecat. Mulți din oamenii care pleacă o fac din același motiv, pentru că iau niște idei inovative și progresive și nu găsesc suport, o susținere pentru aceste idei în mediul în care ei lucrează, se educă, etc. Mai târziu am început să plec peste hotare ca să evadez cumva de rutina mea de fiecare zi și am început să alerg maratoane. Și așa, mai întâi m-am dus în Londra și așa m-am alergat. Pe urmă, m-am dus să vizitez pe sora mea în Los Angeles și am combinat utilul cu plăcutul și am alergat și acolo în maraton. Dar mai târziu am început să întâlnesc oameni ca și mine, care fac același lucru ca și mine, în alte țări și am înțeles că cu dânșii pot să discut idei. Ei fac lucruri tare interesante și chestiile care noi le facem în Moldova nu spun nimic mai rele decât ceea ce fac ei. Dar mai mult, noi avem foarte multe avantaje. Eu conduc o agenție digitală care se numește Granat. Noi facem campanii de comunicare online de vreo 6 ani. Eu organizez și eu conferințe, ca și asta. Mie îmi plac foarte mult conferințele pentru că oamenii vin, au întrebări, sunt în căutări de răspunsuri și foarte des ele se găsesc nu neapărat din ce și spune cineva în față, dar și aici discutați voi când vă duceți și beți un ceai, beți o cafea, mai faceți schimbul ăsta de opinii, interacțiune între generații. Asta e tare ciocă, tare crută. Ia să-mi place, interacțiune între oameni. E nouă de lipsește în Moldova, foarte mult. Eu aș dori ca ea să fie mai multă. La început asta a fost TEDx Chișinău, care a fost o școală foarte bună. M-am învățat cum să fac evenimente. Am interacționat cu oameni tare deștepți, am ascultat idei interesante. După asta am spus, hai să fac o conferință. Conferința Rocket, care scopul ei este să educe oamenii, să-i inspire pentru ceea ce ține de inovații și tehnologie, pentru că apropo, eu cred că doar prin inovație și tehnologie noi ne putem dezvolta. Dacă noi vorbim de dezvoltare a Moldovei, apoi doar prin inovație și doar cu ajutorul tehnologiei este posibil. Rocket Academy este educație neformală, pe care am început-o la început cu grupuri mici de 15 oameni, care veneau și noi discutam cu ei despre ce înseamnă digital marketing, ce înseamnă social media. Am început să predăm cu ce noi ne ocupăm. Și eu consider că asta este foarte important, să nu încerci să înveți pe alții, ceea ce tu singur nu faci. Doi ani în urmă am fost tare norocos să fac cunoștință cu o echipă mică de oameni care lucrează împreună cu Obama pentru a găsi soluții pentru o guvernare mai bună în Statele Unite. În fiecare țară, nu doar în Statele Unite, în fiecare țară sunt o mulțime de oameni care stau și încălzesc scaunul în anumite birouri și nu fac nimic. Și tot în fiecare țară, și în Statele Unite, și în Moldova, sunt oameni buni. Sunt oameni care caută soluții. Eu nu vreau să vorbesc despre cei care sunt rei. Oamenii rei sunt peste tot. Din păcate, foarte mulți dintre ei în Moldova sunt în politică. Noi nu trebuie să vorbim despre oamenii care nu merită atenția noastră. Noi trebuie să vorbim despre cei care trebuie încurajați, care au idei. Și eu am văzut acolo oameni care puteau să lucreze la Facebook sau care chiar au lucrat la Google și după asta s-au întors în serviciu public și au spus, băi, dă-ți fac ceva să încerc să văd ce depinde de mine. Eu după asta, Valentina, mersi, m-am întors în Moldova și am început să implementez anumite idei, cum spuneam. Noi am organizat vara asta Online Education Camp. Am anunțat acest eveniment, un experiment pe care l-am organizat la Poiana Brașov și am spus, dragi participanți, hai să venim cu soluții. Cum noi putem să utilizăm soluții inovative și moderne de a educa și de a încerca de a inspira alți oameni cu ajutorul tehnologiei? Pentru că, sorry, dar sistemul educațional nu lucrează. El dacă lucra, noi nu eram unde suntem acum. Asta e prietenul meu, Iliușa, tare bun băiat. El înainte să apuce să facă The Duck Show, era chelner.
Și după asta a început să se filmeze, să spună, să transmită anumite idei și lumea a început să-l asculte. De la început 200 de oameni, pe urmă 500 de oameni, pe urmă 1000, acum putem să-l asculte mii de oameni. Da? El are anumite chestii pe YouTube care au mai mult de 100 de mii de views. Păi, eu cred că fiecare din voi, ok, nu chiar fiecare din voi, pentru că nu toți sunt persoane, este partea asta, ei sunt extroverți, sunt introverți, ei sunt la fel de importanți, și extroverți și introverții. Dar ca să reformulez mulți dintre voi, ar putea să facă același lucru și pentru asta nu trebuie să ai camere, profesioniste, uitați-vă că băieții ăștia cum filmează, cu un telefon mobil. Poți să iei telefonul mobil, să pui orizontal dacă vrei să faci ceva pentru YouTube sau vertical și să încerci să vorbești despre ideile care sunt importante pentru tine. Ca urmare a proiectului, a unuia din ideile care a apărut la Online Education Camp, vara asta, un grup de tineri împreună cu Iliușa s-au apucat și o să facă o serie educative despre alegeri, despre cum se organizează alegerile, de ce ele se organizează, și cu mixtuista, cum se mănâncă el, și voi pe noi să ne amăjească sau să ne judece, etc. Pe limba omului, da? Nu limbaj de asta sofisticat ca cum scrie în legi, da? Deci asta este educația alternativă, când încerci să găsești metode mai, o lecție mai altfel decât, mă rog, cum înțelege o persoană sistemul educațional, da, standard. Trebuie să inovezi, trebuie să găsești prin intermediul experimentelor modalități de a transmite eficient un mesaj la un public țintă și el să rămână, să întipărească aici la oameni. Aceasta este Ruxi și colegul meu Ion Mocan. Tot ca urmare a Online Education Campului, Ion împreună cu Ruxi au început o serie de videouri pe YouTube, puteți să o găsiți, canalul se numește Academia Rocket, despre educație digitală gratuită. Ce înseamnă educație digitală în general? Asta înseamnă un set de skills-uri, de aptitudini, pe care noi putem să le învățăm, pe care nu o să le găsești la etapa actuală, în curriculumul educației de la școli. Mai bine eu încurajez pe acest tânăr, pe Ion Mocan, să-și pornească vlogul lui, să povestească despre ce și-i place lui și ce și-l inspiră și să inspire sute de oameni sau mii de oameni. Ia uitați-vă! Chestia asta a apărut pe 7 decembrie, dar nu are 2000 de views. Eu consider că asta este important și este mult mai mare impact decât eu să mă pregătesc de o lecție, să mă duc 2 ceasuri sau 3 ceasuri să stau acolo, să vorbesc cu 3 oameni care, de fapt, chiar vor să audă și eu le spun. 80% din posturile TV din Moldova sunt deținute de politicieni. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că nu neapărat e vortare să ne informeze. Ei, în primul rând, scopul lor este să ne dezinformeze. Ei încearcă să ne manipuleze, ei încearcă să transmită o anumită agendă. Ei vor să transmită niște idei pe care noi să le discutăm pe urmă cu voi, da? Ai văzut ce a spus acolo la Moldova, broie grăiește, sau cum se numește emisiunea aceea? În Statele Unite, alegerile nu au fost câștigate neapărat de Trump sau pierdute de Hillary Clinton, da? Dar echipa lui Trump și cei care s-au ocupat de comunicarea online a lui Trump au reușit să transmită o anumită agendă. Știți, vorbeau despre subiectele care Trump le împinge. Nu atât că Trump e mai bun sau Hillary e mai rău, dar atât că ei au câștigat această bătălie a subiectelor, a ideilor care au fost discutate într-o societate. La fel se întâmplă acum și în Moldova. Cu ajutorul canalelor TV, mașina propagandistică împinge anumite idei și anumite subiecte. Când se fură undeva ceva, o să vedea la televizor violuri, incendii și nu știu ce acolo, ca să distragă atenția oamenilor de la lucrurile care contează cu adevărat. De asta eu, împreună cu o echipă de oameni, am lansat acest produs care se numește Cometa, care sunt știri de alternativă și care nu avem nevoie de o televiziune, nu avem nevoie de un site ca să le transmitem, dar le punem acolo unde este concentrată atenția oamenilor, pe rețele sociale. Cine se informează? Cine privește știrile de la televizor? 10%, da? Câți dintre voi văd știrile pe rețele socializare? Despre ce vorbim? Noi putem să jăluim că televiziune acolo e propagandă și nu știu acolo și ce, dă licență cuiva, nu-i dă licență altcuiva. Nu știu, trebuie să vă fie tot una. Apucați-vă și faceți ceva în localitatea voastră care informează, care sunt niște idei care țin de domeniul în care voi lucrați. În schimb, nimeni nu ne încurcă și eu sunt absolut sigur că voi sunteți membri la diferite grupuri, da, în diferite raioane sau localități unde sunt 500 de oameni, 1000, 5000, 10000 de oameni și nu numai pe Facebook, pe adnăclasnică.
Asta este, de fapt, o sursă extraordinară de informație. Scrieți o bucățică, un, două texte pe blog și publicați-le în grup și ala. Deci, știrile care apar pe Cometa, partea care e bună, da? Pe lângă faptul că ele pot fi împărțite de oameni, mă rog, în dreapta și în stânga, ele pot fi targetate prin, cu ajutorul publicității și câteodată nu-ți trebuie buget tare mare, îți trebuie un $5 sau un 10, fix pe localitatea care ți-i trebuie, unde tu faci o activitate. Și informezi, nu tătă țara de jos până sus, dar concret să duce acei $5 să duc pe, nu știu, Șopdănești, Strășeni, Glodeni, Iedireți și așa mai departe. Eu cred că o voce și o idee bună valorează câteodată și are impact mult mai mare decât o întreagă televiziune care cheltuie $10,000 și în care se investesc milioane. Și eu m-aș bucura ca din toți oamenii din Moldova, pentru că da, sunt foarte mulți oameni răi și eu v-am spus că e cel mai probabil sunt undeva la putere. Ca oamenii pur să înceapă să vorbească, să nu fie indiferent, să le spună care sunt temele și topicurile care sunt importante despre dânșii. Să spună care este părerea lor, ce se poate de făcut, încotro de luat, ce trebuie de făcut. Să venim cu soluții, nu mai trebuie să ne jăluim atât. De jăluit e așa de ușor sport național. Și pe ce om, nu numai Moldova, toată regiunea, vai, rău, ok, și dacă să ne ducem undeva pe hotare și cineva să ne aștepte acolo cu brațele deschise? Nu. Pentru că maica mea când a plecat, 3 ani, eu numai din mândrie nu s-a întors înapoi. Eu cred că astfel de evenimente ca cele care se întâmplă aici, trebuie să se întâmple în toată țara. Primul lucru care trebuie să facem este să ne, cumva, să ne întâlnim împreună și să discutăm idei și soluții, să vedem care sunt părțile bune, lucrurile pozitive, și să le ignorăm, să nu le dăm atenție, să nu discutăm ce a spus președinte, nu contează dacă e D, N sau A. Nu contează ce a spus un deputat, nu contează ce scrie pe site-ul acela de Yellow Press, adică, nu știu, subiecte care ne sunt impuse și scopul lor este să ne distragă atenția noastră. Atenția la momentul actual este un activ. Este la fel de importantă ca banii, ca timpul. Respectiv, fiți foarte atenți în control, direcționați această atenție. Cel mai bine ar fi ca ea să fie orientată spre găsirea de soluții, pe chestii pozitive, pe chestii care sunt menite să aducă ceva progres, ceva nou. Nu vă temeți să experimentați, nu vă temeți să încercați, chiar dacă nu-ți primește deodată, mai încercați încă o dată și încă o dată și încă o dată. Astfel de blogger pe care v-am dat eu exemplu, au reușit să aibă succes pentru că ei nu s-au oprit, pentru că consistența este unul din ingredientele cele mai importante pentru a ajunge undeva. Asta e o poză de săptămâna trecută din Budapest. Eu am organizat acolo o conferință pe comunicarea drepturilor omului. Și acolo s-a vorbit foarte mult despre metode inovative, despre cum poți folosești Instagram-ul, Snapchat-ul, despre cât e de simplu, dacă ai o idee și vrei ceva să spui, să iei telefonul, să iei să te filmezi, și deja, dacă folosești niște hashtag-uri, o să te vadă 10 oameni sau 20 de oameni. Tot zilele trecute, eu de vreo, nu știu cum așa, am făcut share la un articol pe Facebook și am scris că, de fapt, social media este un pericol pentru noi. De ce? Pentru că se pierde partea asta de dezbatere care trebuie să existe. De ce? Pentru că noi fiecare trăim într-un fel de bubble, într-un fel de bulă, da? Noi vedem doar ceea ce fac share prietenii noștri și nu există cu adevărat dialog în societate. Da? Noi, cei cu anumite păreri, nu înțeleg cei cu alte păreri și noi stăm foarte confortabil în această bulă, da? Pe când eu cred că orice ce care are un scop bun, poate să aibă și un scop rău. La fel și rețelele sociale. Da, este un pericol, într-adevăr, pentru că noi nu vorbim, nu este dialog cu adevărat. Dar în același timp, rețelele sociale reprezintă o modalitate foarte rapidă, mai ales pentru introverți, că spuneam de la început că nu toți sunt foarte sociabili și își fac ușor prieteni, să începem să discutăm pentru a începe ceva, pentru a porni, pentru a crea un mic grup, pentru a crea un eveniment. Chiar dacă pun 100 attending și vin numai 10 bikini, vorbiți cu aceia 10 și încercați să faceți ceva cu aceia 10. Eu sunt de părere că soluția pentru propagandă este anume asta. Să încetăm să vorbim despre ceea ce nu contează, despre ideile și agenda care ei înceapă să le impună, și cât mai multă lume bună să se apuce și să transmită ideile lor mai departe și să le discută în comunitățile din care vin. Mulțumesc!